Aproape toate localitățile care au rămas fără curent electric în urma intemperiilor de la sfârșitul săptămânii trecute au fost reconectate la rețea. Parțial, fără lumină, mai rămân doar 3 sate din raionul Cantemir. Reprezentanții Gaz Natural Fenosa dau asigurări că până diseară problema va fi înlăturată. Între timp, operațiunea de curățare a străzilor din municipiul Chișinău continuă și astăzi. Polițiștii împreună cu soldații, salvatorii, dar și angajații ocolului Silvic au început lucrările dis de dimineață în sectorul Ciocana și Buiucani al capitalei. Oamenii cu timp preluați comanda să încheie imediat activități. Echipele formate au fost repartizate pe mai multe artere din oraș. În zori, muncitorii au început lucrările pe străzile principale ale sectorului Ciocana, unde a fost posibilă deplasarea autospecialelor pentru a încărca crengile. Copacii doboriți la pământ au fost tăiați pentru a fi mai ușor încărcați. Astăzi, parcursul zilei, activăm în segmentul Sadoveanu, între străzile Igor Vieru, Petru Zadnipru, Spătarul, intersecție Dumeniuc, Dumeniuc, Mircea Bătrân, Petru Zadnipru. După care sperăm să încercăm să intrăm și în curțile blocurilor. Copacii și crengile au fost transportate în locuri special amenajate în fiecare sector. Autospecialele au fost escortate de către inspectorii de patrulare, care au dirijat traficul rutier pentru a menține ordinea publică. În sectorul Buiucani, în ajutorul soldaților, au venit și cei de la întreprinderea municipală a fondului locativ. Lucrăm la ora 5, lucrăm de comun acord cu militarii, cu poliția, cu reprezentanții spațiilor verzi. Oamenii sunt mulțumiți că autoritățile au venit în ajutor pentru a curăța orașul. Я благодарна действительно за то, что они такое доброе дело делают, потому что после такой стихии очень плохой вид в нашем городе. Am strâns, am scos în coas, le ajutăm lor o leacă, vedeți? Dar în general foarte bine, bravo. Armata, carabinieri ne ajută. Dacă astăzi nu se va reuși curățarea capitalei, lucrul va continua și în weekend. În urma îndemnului lansat de premierul Pavel Filip, ieri la evacuarea crengilor și defrișarea arborilor au lucrat peste 3.000 de polițiști, militari și angajați ai preturilor cu peste 250 de unități de tehnică. Primăria Capitalei a estimat pagubele provocate de stihie la 70 de milioane de lei. În urma ninsorilor, doar în Chișinău au fost rupți peste 10.000 de arbori și s-au prăbușit 130 de piloni.